Bună seara, bine v-am găsit! Perioada aceasta a tranziției între ani, a trecerii de la anul vechi la anul nou, ar fi bine să o dedicăm puțin și reflecției, să lăsăm un pic lucrurile prea concrete, poate lucrurile supărătoare din viața cotidiană și să abordăm, știu și eu, niște teme eterne, niște teme umane care ne privesc pe toți în aceeași măsură și care întotdeauna ne dau prilejul unor descoperiri, deși ele, cum spuneam, sunt eterne. Iată de ce în emisiunea de astăzi cred că nu am greșit alegând ca temă răbdarea și, bineînțeles, pandantul ei, nerăbdarea. Despre răbdare putem vorbi zile întregi, nopți întregi, săptămâni întregi, bineînțeles, tema este extrem de vastă și, evident, a fost deja tratată de foarte mulți oameni de spirit de-a lungul timpurilor. Cum spuneam, însă fiecare are ceva de adus nou într-o discuție, pentru că fiecare persoană fiind unică, irepetabilă, prin definiție aduce prin trăirea ei, prin gândirea ei ceva nou. Invitatul meu în această seară este, cred, ideal pentru acest subiect. Este vorba despre mult îndrăgitul nostru, Dan C. Mihăilescu. Nu-l mai prezint prea în amănunt, pentru că este bine cunoscut, istoric, literar, critic literar, scriitor, eseist și una mare din... nerăbdător. Vom vedea imediat care este echilibrul între răbdare și nerăbdare în cazul lui Dan C. Mihăilescu. Dan, mulțumesc că ești prezent aici, alături de noi și de telespectatorii care își petrec aceste momente de răgaz, aș spune, împreună cu emisiunea noastră aici la Seneca Anticafe. Dan, putem spune că epoca noastră este mai nefavorabilă răbdării, că mai mult decât atât trăim sub un fel de dictat al nerăbdării? Nu neapărat de dragul de a ne contrazice așa la început, aș spune că nu. Primul impuls este să spun ca tot omul de trecut de 60 de ani, că este o viteză îngrozitoare, o foame de a consuma totul rapid, poștime astăzi sub semnul lui fast, fast, instant, instant, și că nu mai avem niciun răgaz, niciun moment de ritualizare a existenței noastre. Vin repede și spun că am idealul pe care noi, care l-a spus de acum 30 de ani, omul adevărat înțelept trebuie să fie un întârzietor. Omul care știe să vadă întregul, să vadă și stânga și dreapta și sus și jos, să cumpănească, să chipzuiască, toate astea sunt foarte bune și trăim, evident, într-un timp de nesațiu, de bulimie informativă. Toată adolescența noastră vrea să fie la zi, înghite informații. S-a dus de mult timpul în care cei de vârsta mea se îmbrăcau în alb și scriau corespondență sâmbăta, duminica, scriam 2 ore scrisoarea, lipeam plicul cu limba, puneam timbru, făceam 2 zile până să ajungem la poștă, ea făcea 1 săptămână în țară și după 2 săptămâni venea răspunsul. Cam asta era ritualul corespondenței. Acum totul este instant, în timp virtual, pleacă SMS-ul, pleacă mail-ul, dar nu cred că epoca noastră este mai caracterizată de nerăbdare decât alte epoci. Întotdeauna cred că toate prezenturile, că probabil grecii regretau Mesopotamia, romanii regretau Grecia veche, renașterea regreta liniștea din catedralele și pivnițele cu vin ale evului mediu. Illo tempore, idealizat. Exact, the golden age, toată lumea spune cândva era mult mai bine decât acum. Poate că vitezele sunt altele, adică înainte între o invenție și alta mai treceau 100 de ani, 200 de ani. Acum în 2-3 ani se schimbă toate generațiile de smartphone, de nu știu ce, deci undeva este o îndrăcire în oasele noastre, este o foame de a consuma cât mai repede și am senzația de multe ori că suntem băgați pe o spirală, cam cum este cu Mr. Muscolo când torni în chiuvetă, suntem într-un soi de estuar, de învolburare. Și acum cu mult mai mult rost au oamenii ca noi sau cei care știu să pună câte un bemol la partitură, să ne dăm un pic pe spate, să privim. Eu am fost fericit aflând că încă din 1987 în Italia există o localitate, nu știu cum îi spune, unde s-a inventat sau s-a pledat pentru slow food.
Pentru că eu am o manie, fiind un mare mâncău în viață, pentru mine masa a fost mereu un ritual. Și ador mesele de familie, care sunt niște cine de taină, unde, desigur, dacă tot este Italia, la mama vine și pune spaghetti în fiecare farfurie. Sau la noi, la țară, adoram mesele joase când stăteam pe scăunele și pe lut și venea tatăl familiei cu pâinea mare și tăia câte o felie și o dădea ritualic celorlalți. Le spun copiilor de azi, nu mai mâncați în picioare, nu mai faceți nesul în picioare dimineața. Începeți cu ritualul cafelei la ibric. Să vedeți ce papucă dragi, că nu se face. Ei, toată îndrăcirea asta trebuie exorcizată și de-aia am simțit și eu nevoia să pledăm pentru răbdare. De altfel, toate aceste exemple de răbdare versus nerăbdare pot merge și mai departe și cred că totuși n-avem cum să nu confirmăm sau să nu observăm că există un fel de grabă, poate, care stă la baza acestei nerăbdări de a înfăptui foarte repede, ridicându-ne un pic la planul, să spunem, vieții intelectuale, profesionale și așa mai departe. Vedem că toate performanțele, începând cu cele academice, cele mai înalte și până la cele mai de nivel mediu, se fac foarte repede. Vârsta pentru a face doctorate, pentru a face postdoctorate, pentru a veni pe piață cu cărți sau cu diverse forme de realizare profesională a scăzut. Există, deci, pe undeva, chiar la generația tânără de astăzi, mai precis la generația tânără de astăzi, un fel de goană, un fel de spirit secular manifestat și prin viteză, nu? Secularismul, de altfel, în cred același timp, mă întreb că accentuează această grabă și respectiv nerăbdare, nu? Noi ținem minte oare cu ce admirație și cu câtă mirare aflam noi că Maiorescu era rector sau decan pe la 30 de ani? Oamenii din epoca lui Caragiale, la 35 de ani, erau prefecți, miniștri, primari, dar nu cred că aveau aceeași nerăbdare de la noi. La noi acum este o... Era o lumea nouă care se forma și în care era extrem de nevoie de acest pionierat. Totul se făcea chibzuit, se făcea într-o continuitate, într-o omogenitate cu un țesut social omogen, care n-a fost supus la sincope, la ruperi. Noi suntem o dată după un interbelic agitat în care am ars etape, după 40 de ani de dictatură care ne-a malformat și ne-a schingiuit și acum au dat peste noi după 90 toate libertățile, încât generația mea era foarte simplă. Noi trăiam în iluzia luptei de gherilă cu Leviatanul. Scriam, citeam și n-aveam decât o singură libertate să construim. Ceaușescu ne spunea că libertatea fundamentală a românului este dreptul la muncă. Bun, după 90 mă pun și eu în locul celor tineri, când toate libertățile sunt etalate în față, religioasă, filozofică, gastronomică, sexuală, vestimentară, turistică. De mișcare, toate, tocmai. Toate. Ai sigur voie să ieși din țară? Păi eu n-am ieșit până în 90 din țară. Da. Aveam 37 de ani. Fiica mea a ieșit la 14 ani și jongla cu terminalele prin aeroporturi, nu? E, ce te faci cu această aluviune de libertăți când tu nu ești încă format, tu nu ești copt? Eu degeaba le spun lor, atenție la autoconstrucție. Construiți-vă euul precum cuibul de rândunică, încetișor. Răbdare înseamnă chibzuință, lucru bine făcut, temeinicie, densitate. Și privirea totuși în interior, această autocunoaștere, care este o permanență. De burse, de masterate, de doctorate, da, să facem trei facultăți, patru facultăți, păi când te mai construiești, cine ești tu? Te-ai gândit la cine ești? Știți că le-am zis acum, eu merg cam în 10-20 de licee anual, și am întrebat, zic, știu că par penibil, par un moșneag neorăcit. Toată lumea râde de întrebările alea, cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Nouă ni se par de o banalitate îngrozitoare. Dar ăstora mici am văzut că li le-au ieșit ochi, adică cum, cine suntem? Păi da, cine ești? Începe cu a te întreba cine ești, ce ADN ai, cine sunt ai tăi, ce compoziție, ce zestră genetică, ce sac genetic duci în spate. Ori ei sunt livrați de la 3 ani tastaturii, comunicări în timp real, nu mai au caligrafie, calofilie. Da. Acum mă întreb ce putem noi să facem, ce să le dăm lecții, cel mult să le dăm modele de oameni reușiți.
Neagu Giuvara la 100 de ani, deci cam așa. Eu zic că toate aceste generații și toate aceste mutații își vor găsi până la urmă o așezare și o formă, un ritm și o nouă formă, de fapt, antropologică. Noi să vorbim aici, noi între noi, sigur că spațiul în care trăim, această Românie la 27 de ani după căderea comunismului, presupune niște specificități care, poate, în cazul nostru ca români, explică și anumite forme, aș spune eu, de nerăbdare mai accentuate, care în alte părți nu există. Dance Mihăilescu, bineînțeles că ideea acestei emisiuni a pornit de la lectura pe care am făcut-o mai târziu, nu chiar pe loc, atunci când a apărut în 2015, nu? Sau în 2014, cartea despre nerăbdarea de a fi răbdător. Este un dialog foarte frumos și incitant cu Ciprian Măceșaru pe această temă, un fel de radiografie generală, extrem de cuprinzătoare a acestei problematici. În această carte puneți problema în foarte multe feluri, pe foarte multe planuri. Aș vrea să nu trecem mai departe, totuși, fără a face o deosebire totuși esențială, între răbdarea ca virtute spirituală, deci răbdarea trăită totuși într-un orizont vertical, pe verticală, și răbdarea aceasta ca virtute morală, deci trăită într-un context mai concret, pentru că sunt două lucruri diferite. Există o răbdare de genul a scrâșni din dinți pentru a aștepta, pentru a răbda. Deci pentru o răbdare ca îndurare. Ca îndurare, da, și ca, cum să spun, forță de caracter, dar și o răbdare desprinsă de etica propriu-zisă, care de fapt se raportează, se raportează la Dumnezeu și la credință. Pledez mai mult pe partea lui Ciprian Măceșaru, pentru că la această carte eu am mers mai mult în zona domestică, fizică, n-am mers chiar în spiritualitate, deși avem citate. Nu, aveți pasaje întregi, localie, sigur, da, cu citate, chiar cu... Eu am plecat de la slău, de la dorința de a pune o frână mișcării acestea pe care adolescenții în principal o au. Și văd cum îi șochez când le spun de, nu doar de slow food și de slow cities, cu orașele pietonale, cu acea răbdare, cu... Bună ziua, domn profesor, să rămână doamna doctor, liniștea aia de provincie, dar i-am șocat cu slow sex-ul. Pentru că ei, acum fiind în plină hormonalizare și așa, le-a spus că ei nu văd decât 90% actul principal, central, care e o mecanică, acrobație, cu coreografie. Am văzut cum, dintr-o dată, tot ceea ce pare mecanică erotică se transformă în răbdarea iubirii. Iubirea care fecundează, care apără, care stimulează, care leagă cultura de natură și care știe să sexualizeze cerebralitatea și să cerebralizeze sexualitatea. Bun, deci acum dacă este să ne ridicăm de la planul ăsta fiziologic, domestic, înspre răbdarea sau chiar social, să spunem. Există și un plan social în care trebuie să dăm dovadă de răbdare tocmai pentru a întruni toate condițiile spre ceva. De administrarea libertății, că multora li se pare că libertatea este să poți să faci ce vrei când vrei. Nu. Este un conglomerat uriaș de limitări, o normativitate extraordinară. Trebuie să ai răbdare să nu faci rău ce celorlalți. Mai este însă și răbdarea ca autoconstrucție. Eu țin foarte mult la sigur, acest este lucru, esențială. Pentru că ei vin la 16-17 ani și vor să se afirme. Ori ca să afirmi, trebuie să ai ce să afirmi. Trebuie să ai miez înăuntru tău. Și atunci de-aia spun că construcția, arhitectura de sine se face cu răbdare. Încep prin a citi tragediile greci, moraliștii. Ori noi, ei ies dinăuntru lor, sunt robii gadgeturilor și aici ai tehnologiei și nu mai au timp să se gândească la ei înșiși. Și le-am spus, aveți un minut pe zi să vă gândiți la moarte. Stați un minut și vă gândiți că acum dar se aici poate... Dar aici te întrerup, Dan, totuși. Bine, poate că tu, fiind un om special, un spirit special, o făceai. Dar la 20 de ani... Eram un complexat. La 20 de ani, totuși, deci de aia să nu le pretindem celor tineri mai mult decât ar fi cazul. La 20 de ani, chiar dacă ne gândeam la moarte, era o abstracție. Era ceva greu de conceput și care nu reprezenta realmente o problemă. Trebuie să recunoaștem că există un prag
cronologic când acest orizont să zic așa, la voi, al trecerii... Da. La voi da, la mine nu. Eu trebuie să fac o mea culpă și să spun că fiind complexat de mic, fiind, cum te-am mai spus, bâlbâit, sărac, la Mahara, eram un urs care hiberna, eram un animal de visuină. Eu, între 11 și 16 ani, am citit zilnic la metru, am prins o bibliotecă pe stradă, care era mare, cam așa, și am luat cărțile de la stânga, la dreapta, luni de zile, citind de-a valma, nu pricepeam mare lucru, citeam Jack London, Hemingway, Le Sage, Hugo, era ceva nenorocire în mintea mea. Și știam un singur lucru, mi-a spus mama, dacă vrei să scapi de complexe, trebuie să te ridici deasupra Mahalalei. Deci, dintr-o dată, am fost obsedat de... Aveam o nerăbdare de a deveni răbdător. Eram atât de înfometat să știu cât mai mult. Iar acum, la 62 de ani, mulți dintre tinerii care mi-ascultă predicile pentru slău, îmi spun, domn profesor, dumneavoastră, vă dă mâna. Ați trecut de 60 de ani, aveți deja nepoți, da. Ați avut două infarcte, o embolie și vi s-au mai dat 4 ani de viață și ați trăit 6 ani în plus. Păi vă dă mâna să spuneți, fiți răbdători. Să știi că undeva, sunt de acord sunt undeva cu asta. Îmi dau seama că și eu fiind de acord cu practic tot ce spui și gândind la fel, îmi dau seama despre mine că acum 20-25 de ani nu gândeam așa cum gândesc astăzi. Așa încât. Dar aș fi vrut să insistăm puțin asupra unui lucru, în afară deci de faptul că există clar două orizonturi ale răbdării, cel, să spunem, mundan, cel moral, strict moral și cel spiritual. Aș vrea să insistăm și asupra altui lucru. Nu neapărat răbdarea este o calitate absolută și exclusivă și nerăbdarea un defect total. Fără să relativizăm, cred că putem să constatăm că în ambele zone, există și, să spunem, lucruri bune și lucruri mai puțin bune. De aceea mulți confundă, poate chiar din cei foarte tineri sau din cei care sunt altfel, confundă răbdarea cu o anumită lene, cu o anumită indolența, delăsare, exact. Cu o comoditate și așa mai departe. Deși nu cred că este neapărat așa. Acum o săptămână la liceu Negruții din Iași, o doamnă, profesoară de latină, mi-a deculpabilizat nerăbdarea. Că eu spuneam că și eu și Ciprian am fost doi tipi care am făcut și poezie, și proză, interviuri, gazetărie, am fost nerăbdători să ne afirmăm, să experimentăm cât mai mult. Și ea mi-a spus, zice, dar să știți, nu mai diabolizați nerăbdarea. Nerăbdarea are și fața acelui entuziasmos. Entuziasmul de dorința enciclopedică, de a prinde lumi, de a... Deci Eminescu, student la Viena și Berlin, când voia să fie o natură enciclopedică, să facă științele naturii, filozofie, istorie, astronomie, să știe 20 de limbi, era într-o nerăbdare care este tocmai drumul către marea răbdare de a se încheca. Către descoperirile care exact. Te duc la adevărata răbdare și la adevăratul ritm. Deci atâta timp cât fervoarea, răbdător. Efervescența, exuberanța devin instrumente de a te coace cât mai temeinic, sunt lucruri bune. Deci este interesant de spus că există vârste și ale răbdării și ale nerăbdării. Una este nerăbdarea la vârsta aceasta a deschiderii, a înfloririi, care este foarte benefică. Alta însă este nerăbdarea, aș spune, tocmai la vârstele adulte, coapte, ca ale noastre, unde ea poate coincide cu superficialitatea. O nerăbdare a omului copt poate să fie din motive, cum să spun, mai puțin corecte, mai puțin frumoase, să fie o nerăbdare, să spunem, a prezenței publice, o nerăbdare neapărat a extrovertirii, o nerăbdare a afirmării, care nu mai este demnă, aș spune, de un spirit înțelepțit. Nerăbdarea ca acumulare de putere. Știți sau acumulare de putere fără îndoială. Mi se reproșează foarte mult. Da. Domn profesor, dumneavoastră, oamenii așa ca dumneavoastră, care vă pretingeți cinstiți, înțelepți, de ce nu intrați, de ce nu vă asumați? Și mi-am dat seama că generația mea a văzut demonizată ideea de putere. Toți activiștii de partid ne-au spus, voi vedeți-vă de cultură și lăsați politica pe mâna noastră. Prezentându-ne exclusiv partea de corupție, de jale, de tranzacționalitate, deci ideea de putere pe care un om înțelept trebuie neapărat să o ia, trebuie să domini. În altul Antonie Plămădeală mi-a spus în 90-91, oamenii trebuie conduși,
Oamenii vor să fie conduși. Cei ca dumneavoastră trebuie să preia puterea. Nu, am spus noi, nu intrăm în politică, nu facem nimic greșit. Și acum văd oameni de vârsta mea care nu s-au preocupat de politică niciodată, dar care, îngroziți de toată mocirla în care suntem, ridică mâna la 62-65 de ani, vreau și eu să fac ceva pentru țară. Păi nu mai poți să faci decât ce ai făcut până la 60 de ani. Cărți, muzică, spectacole, teatru. Să devii eventual un reper, un model, poate. Nerăbdarea de a mă dărui în social, cum tot spune săracul Andrei Pleș, și domnule, am vrut să mă compromit. Am intrat în aia, în aia, în aia, în aia. Deci e o nerăbdare care totuși, până la urmă, zic, nu e de plamat. Sunt și nerăbdări benefice. Este atât de fină da, acest cristal. Da, un gramaj de farmacie. Da, este un cristal efectiv cu foarte multe fațete, dar, cum spuneam, le luăm așa cum ne vin, pe rând, și le încercăm totuși să le analizăm, pentru că este foarte, eu zic că este spornic și util. În această minunată carte, Dan C., despre nerăbdarea de a fi răbdător, face o dezvăluire despre care o să vreau să ne povestești un pic. Este un moment inițiatic, aș spune eu, în devenirea ta, chiar și în cheia răbdare-nerăbdare. Iată ce spui. Aveam aproape 30 de ani când Noica m-a electrocutat mortal, cum că nu dețin nimic solid și că ideal ar fi să tac gazetărește 10 ani, timp în care să adun un munte de cunoștințe pentru o carte de referință, după care să-mi pot acorda un respiro de dandism eseistic. Am 60 de ani acum și resimt în fine îndemnul lui ca pe un cuțit uitat între coaste. Așa trebuia să fac, să-mi impun senin, un interval de tăcere ritualică, precum orficii pitagoreicii sau isihaștii, o paranteză de mutism existențial în care să-ți privești învățătorul în tăcere, văzând ce, cum, unde, când face și dându-ți singur toate micile răspunsuri la infinitatea marilor întrebări. Pe lângă frumusețea de nedescris a acestui pasaj, pe care cred că l-am citit în mod nedemn, aș vrea să insiști asupra acestui moment. Este corect să-l numesc inițiatic, în sensul că ți-a creat acolo... M-a inițiat în propria ignoranță. Propria personalitate. Da. Da. Până la urmă, noi eu ca m-am era împăcat. Un om așa de răbdător, precum indică îndemnul acesta? Acum și eu pot să spun așa, cum adineauri mi-am spus că am avut noroc și cu complexele și cu bolile mele, și eu pot să spun că el a avut, între ghilimele, norocul anilor de închisoare. Pentru că odată ce treci prin proba aceea de foc, totul devine, toate cele care sar așa în ochi se limpezește și tot nisipul din acvariu vine pe fund. Deci da, el era de felul lui, era un tip flegmatic, un tip pentru care nu contau literarul, spectaculosul, sentimentalul, emoționalul, tot era adunat în abstract, în gândul pur, în Kant, în Platon, mă rog, deci nu cred că... Dar sfaturile lui de învățați greaca, latina sau germana, de pildă, mi-arată un sfat superb. Ia ziarul Neuer Weg și înveți singur nemțește, primii pași. Când vezi, Genose Ceaușescu, înseamnă tovarășul Ceaușescu. Ei, dar atunci Noica mi-a dat cu joarda, precum un profesor, un învățător vechi, iar întrebarea lui ce deții, când mi-a dat seama că nu dețin nimic, el dorea specializare. Ori eu eram un eseist, un gazetar, un om care vrea să facă jurnalism cultural cu ani. Mi-am dat seama că nu e cazul să mă învinovățesc singur. Ăsta sunt materialul cu care vreau să lucrez. Eu am debutat la 11 ani în ziar, în scânteia tineretului, dorind să fiu reporter, să fac investigație, să mănânc lumea, să fac dreptate lumii. Deci nu eram o natură de cercetător literar și totuși în același timp am bovarizat la marile tomuri, enciclopedii și mă uit cu o invidie amicală la cei care, uite cum e acum, cartea lui Mircea Mihăiești. Mircea Mihăiești, despre James Joyce. Romanul lui Ulise. Trei pălării dacă aș avea. Eu n-am citit James Joyce, n-am putut să citesc, n-am avut răbdare, nu mă interesează, dar romanul este o splendoare. E interesant, pui aici o problemă foarte importantă, Dan C. Mihăilescu, și chiar țin să insistăm puțin asupra ei. Într-adevăr, această capacitate, de fapt, de a te înțelege, de a te cunoaște atât de bine, încât să
să-ți dai seama ceea ce îți este adecvat, totuși, prin natură, avem o constituție interioară, tainică, un temperament, și ceea ce îți este efectiv potrivit, ceea ce îți este adecvat și ceea ce nu îți este adecvat. Deci, acolo unde, să zicem, tânjind, fără, cum să spun, fără convingere, n-ar fi o reușită. Părintele Teofil Pârian spunea într-o predică ceva minunat: nu putem trăi viețile noastre comparându-ne. Nu putem să ne trăim viețile comparându-le cu ale altora. Comparându-le în sensul negativ, deci în sensul a nemulțumirii față de sine. Deci da, e de discutat aici, și aici că e bine să fim nemulțumiți față de noi. Depinde unde te uiți, în sus sau în jos. Exact, dar nu este bine să tânjim către ce nu e al nostru și să nu fim atenți la ceea ce suntem noi și la Dumnezeu, ce ne-a dat Dumnezeu. Deci și aici frontiera noi este bombănim, evident foarte fină. Cârcotim, dorim mereu altceva. Observați asta, că mulți... dorința aceasta de altceva este un pericol. Observați că de mulți dintre noi, politicienii, vor să fie luați de poeți. Poeții vor să facă mai nou de politică. Doctori, de academici, de profesori. Profesorii să vor gazetari. Gazetarii vor să-și dea doctorate, să intre în... Deci așa. Vrem să facem sport, toți arătăm urât și vrem să avem amante, da. Deci, într-adevăr, este frontiera și aici este foarte fină, dar merită avută în vedere. Citez aici, într-un alt moment din dialogul cu Ciprian Măceșaru, un fragment din scrisorile către un tânăr poet ale lui Rilke, în traducerea lui Ioan Alexandru. Lui Ioan Alexandru, da? Am să citesc doar două, trei vorbe. Totul trebuie să se pârguie până la capăt și apoi să fie cules. Trebuie să lași să se desăvârșească orice impresie, orice sâmbure de sentiment în sinea ta, în întuneric, în necuvânt, în sfera ce nu poate atinge conștiința, și să aștepți cu adâncă smerenie și răbdare ora de naștere a unei noi clarități. Sigur, aici este vorba despre creația de poetică, categoric, dar se adaptează foarte bine și altor contexte. Ziceai foarte bine, adineori, foarte bine spuneai că fiecare vârstă trebuie să-i lași specificul ei. De-aia sunt aceste decade, deceniile în viață. Până la 10 ani ești copilul mamei, aici e 7 ani de acasă, între 10 și 20, să zicem, iubești bine, rătăcești bine, 20, 30, îți faci profesia, începi să te afirmi, te vii apoi conservator după 40 de ani, deci, și atunci la 60 de ani îți dăm mâna să spui tuturor: stați liniștiți, vă calmați. Acumulările îți dau posibilitatea să ajungi la acest nivel. Să te uiți de sus la lucruri. Da, și chiar și în ceea ce privește tânăra generație, sigur trebuie să îndemnăm către această răbdare, mai ales către această răbdare interioară, pe care ei sărmanii însă nu prea au cum să o aibă, trebuie să recunoaștem, din cauza spiritului secular și care îi sufocă. Și nesiguranța. Da, pe și nesiguranța, meu, e adevărat. Eu am absorbit la libertatea 24 extremă de... duce și la nesiguranță maximă. Eram absolvenți la 24 de ani și până la pensie stăteam profesor în satul X. Era liniște, era frumos. Ne alcoolizam, făceam un copil 2 și ne ratam. Ei acum văd că au câte 6-7 provocați joburi în continuu. Un an. Au 6 joburi și ce cărți de muncă au ei. Eu am o carte de muncă, în 40 de ani am 3 rubrici, doar atâta. Absolut. Deci undeva toată anxietatea asta, toată volbura în care trăiesc ei este o circumstanță atenuantă. Aș spune chiar mai mult, în aceste minunate eseuri de duminică ale lui Noica, despre care am mai vorbit și într-o altă emisiune, dar în altă ordine de idei, îl găsim și pe el într-o ipostază din aceasta mai lumească, să spunem. Deci era la acești aproximativ 30 de ani pe care avea când scria aceste eseuri, era încă un om tânăr, deci gândea așa într-un registru mai... Generația lor fiind o efervescență înfiorătoare. Tocmai, da, dar gândea mai omenește, cum să spun, mai pe înțeles, dacă mi este permisă expresia. Și spune un lucru foarte frumos despre duminică. Și am să te întreb, Dan, ce înseamnă duminica și pentru tine? Cine crede în inteligență și numai în inteligență nu va înțelege niciodată rostul zilei de duminică. Iar omul modern nu înțelege. El trăiește în felul lui ziua de duminică, o multiplică și legalizează, face din sărbătoare o îndatorire cetățenească, dar nu o înțelege. Nu are organ
pentru a o înțelege. Mi se pare un lucru foarte interesant și spune el mai departe, dar lucrurile au alt tâlc, mai adânc, cu mult de cum o dovedesc luminile simple ale minții. Duminica nu e lăsată într-o odihnă, ci pentru ca, nemuncind în înțelesul obișnuit, să nu te mai înstrăinezi lucrului și lumii. Ea nu trebuie deci privită ca un interval de refacere între două perioade de trudă, ci drept ziua, întâia zi plină din săptămână, întâia zi în care nu te mai îndeledicești cu altceva decât cu tine și cu tainele ce țin de tine. Iată-l pe noi ca destul de duhovnicesc în chiar acest așa, pasaj. Da, e o înțelepciune de liturghie. Așa. Da, ceea ce mi-a făcut plăcere și mi-a făcut plăcere să-l aduc în discuție acum. Poate fi o contradicție aici, pentru că mie mi se pare duminica singurul sau, mă rog, principalul răgaz în care, cu un termen așa îngrozitor de mare, simți că te îndumnezeiești. Deci atunci ai fost 6 zile muncitor, ai făcut, duminica fiind ziua în care te odihnești, dar este o odihnă hiperactivă spiritual. Alexandru ne spunea să fim întotdeauna duminica îmbrăcați în alb. E o chestie foarte frumoasă, adică ai trudit toată săptămâna în haine ca pământul, da, și dintr-o dată te îmbraci și ești împărat. Este un sentiment împărătesc, da. E interesant că omul actual, repet, secularizat, trebuie să revenim, e obsesivă problema, dar este reală. E deprimat de ziua de duminică. Nu știu dacă ești la curent, există mulți oameni care tocmai, din păcate, sunt lipsiți de această dimensiune transcendentă, de gândul către Dumnezeu, de semnificația religioasă a zilei de duminică, și ziua de duminică, tocmai pentru că este o zi mai inactivă, li se pare deprimantă și tind să o umple într-o goană cu cine știe ce activități, distracție, care tot noi, ca spune, duc inevitabil la plictis. Da, uite-te la copiii care stau în metrou și care sunt disperați că nu-și consultă telefonul din minut în minut. Dacă văd că n-au un SMS, stau în același vagon de metrou și vorbesc prin telefon până se dau jos din stație. Deci decuplarea, debranșarea îi bagă într-o panică îngrozitoare. Asta e un lucru duminica prin excelență, când nu avem zeitățile românești care sunt terasa, grătarul, perica, e nenorocire. Ce fac eu cu mine până luni? De aici și workaholismul multora care vin la slujba duminica sub pretext că sunt hiper responsabili. Dar de fapt ei n-au ce să facă acasă, neavând viața lor. Privind puțin spre viitor, crezi că există o șansă, aș spune, chiar în termenii ăștia aș spune-o, ca această generație, deci generația copiilor noștri, a nepoților noștri, despre care tot aduc vorba, pentru că ei sunt cei totuși care intră în prim plan, vor avea șansa să găsească un alt tip de echilibru, inclusiv în acest sens al răbdării și al acestei înțelepciuni a dospirii, a coacerii, sau se va schimba fundamental în fond această dimensiune, știu și eu. Îmi pare rău că îi voi decepționa. E o întrebare grea. Am să-i decepționez pe decepționiști, spunând că eu sunt optimist în ciuda unei rame de ezitare, de scepticism, sau poate îmi fac eu o infuzie de optimism singur. Dar la întrebarea, are cartea pe suportul de hârtie un viitor? Spun mereu da. Și eu. Măcar precum mașinile de colecție de azi. Vor exista întotdeauna dornici să aibă biblioteci, să miroasă cărți bun. La întrebarea dacă România va reuși să mai iasă din neantul ăsta, din jalea asta, văd întotdeauna în istorie așa un talent de a ieși pe sub ușă, prin gaura cheii, pe geam. Suntem atât de maleabil, ductil, ne-a făcut istoria atât de tranzacțional, de acomodanți. Astea sunt o pacoste. Noi, ca spunea că acomodarea, tranzacționalitatea de care spunea Mișu Ralea, este o neorocire, pentru că ne-a dezosat etic și ne-a dezarticulat social. Deci suntem o plastilină în mâinile istoriei, da. Dar paradoxul face că avem un talent să ne, tot cum noi ca spunea, să ne valorizăm negativul. Extraordinar. Așa că și în viitor, cred că toți copiii de astăzi care au această sfântă sau demonică nerăbdare vor fi atinși într-un fel sau altul, vor fi obligați, vor fi conduși înspre o matrițare anume. Și mai am o observație, nu eu am
avut, o îi plângeam pentru romanele astea dați cu Harry Potterisme, cu vrăjitori, cu vampiri, cu îngrozitori. Și mi s-a spus, dragă, stai liniștit, sufletul lor este exact ca sufletul copiilor dintotdeauna. Nu mai sunt frumoși Ileana Cosunzeana, sunt vampirul X, vrăjitorul X. Așa cum a existat la un moment dat și Jules Verne, care rămâne, producea aceeași, foamea de același suflet gen de rămâne. Și cred că numai noi cei, sau mă rog, cei în vârstă, care pot să le dezvăluie și alte părți din cer. Deci rolul nostru este încă important. Ei se uită numai în jos cum calcă, unde calcă, ce fel de pantofi au și câte departe ajung. Eu trebuie să deschid lucarna aia de sus, să le spun, ascultați și picăturile de ploaie. Ce să ascultăm? Sunt îngroziți când le spun, pă voi vă scoală mierla din somn dimineață? Care mierlă? Păi nu știți că sunt mierle între blocuri? E ceva neurocire, de nu acceptă ideea asta. Numai, uite, astăzi am dat de un articol al Sânzianei Pop în AS, minunat. Era de o dendrolatrie superbă. Îmbrățișați copacii. De când ați mai fost în pădure să mirosiți rășina? E, toate lucrurile astea, ei le ascultă, îi șochează, dar undeva rămân. Și deci rostul nostru al întârzietorilor este să punem, să programăm. Și rostul nostru de asemenea este să luăm această categorie de care vorbim, a acestor tineri ai zilei de astăzi, totuși nu ca pe o masă amorfă, ci ca o alcătuire de persoane uriaș diferite de etajat, între ele, oricât le stigmatizăm noi cu diverse calificative, ei sunt fiecare altfel, fiecare au aplecări diferite, au potențial diferit. Ai observat cât de uriașe sunt deosebirile la nivel de un an, doi, cel de 14 ani, poate de cel de 16 ani, parcă sunt două nișe, două lumi. Pe timpul nostru erau sexagenarii, tinerii, adolescenții. Acum, la 2-3 ani, un copil de 7 ani de azi este cu totul altfel decât ăla de 14 ani, care este umflat, care mănâncă numai croissanți toată ziua. Ăștia sunt tot mici, slabi, tunși așa, scurt, rapizi, 3-4 limbi străine. Sunt ca susuricați de tele, știi? Da. Dance, deci Mihailescu, trebuie să fim atenți la varietatea lor. Varietatea, la diversitatea. Și să ne pliem și pe așteptările acestei lor. Lumi, care de fapt este lumea lor, a copiilor, să spunem. Dance, aș fi vrut să ne oprim puțin și asupra două aspecte din viața ta personală de nerăbdător, așa cum te definești, nu? Da. Deci fundamental te definești entuziast. Nerăbdător în sensul bun, cum spuneam, există și un sens mai puțin bun. În cărțile tale, mai ales în cartea dedicată lui Ioan Alexandru, iarăși o carte, un eseu minunat, pe care am avut plăcerea să-l citesc acum puțin timp, evoci, între altele, un lucru care m-a fascinat. Și anume că în tinerețe, în anii 70, când erai proaspăt căsătorit cu Tania, soția ta de o viață, ai avut răbdarea incredibilă. Ce bucurie, da. Să-i transcrii de mână tot volumul lui Ioan Alexandru, Vămile pustiei, și să-i-l oferi cadou de Paște. Dar de ce a trebuit să faci acest lucru? Actul acela al transcrierii răbdătoare era și el un dar care se adăuga volumului sau era pur și simplu o fantezie? Au trecut vreo 40 și ceva de ani de atunci, abia acum mă întreb pentru ce. Fapt este că noi am avut un noroc enorm, am fost colegi de bancă din prima zi până în anul 4. 4 ani de zile să stai în aceeași bancă a fost ceva formidabil. De ce? Ne-am scris scrisori zilnic. Noi acum avem acasă, cred că, un metru cub de corespondență, care era jurnal de lecturi. Eu îi spuneam ce mai descoper în Simeon Florea, Marian, Hölderlin, Heidegger, ea fiind cu liceul de muzică, mă mai familiariza cu romantismul, modernismul, legătura între Bach, Beethoven, mă rog. Și deci 4 ani de zile ne-am scris și practic noi ne-am erotizat grafic. Înainte de a ne îmbrățișa, înainte de primul să sărut cu mult, noi corespondam. Preliminarile acestea spiritualizante. Încât atât de mult ne vărsam eul
exclusiv în pagina de corespondență, cât a doua zi în bancă parcă eram doi necunoscuți, doi tipi. Deci eurile noastre, sufletele noastre erau în plicurile pe care le schimbam. Încât atunci când a venit ziua de Paște sau de ziua ei, mie mi s-a părut absurd să-i caut parfum, chestii de-astea așa de feminitate și dădeam mereu cărți, cărți. De pildă, i-am adunat toate articolele lui Alexandru din Luceafăru, jurnal de poet, pe vreo 2-3 ani, le-am tăiat cu farfeca, le-am lipit, le-am cartotonat și le-am dat tot așa. Ca un fel, deci, de obiect unic, nu? Undeva un obiect unic. Cultura și natura sunt pentru dragoste, pentru emoție, sunt niște ruguri formidabile de eficiente. Deci, și deci cum ai transcris volumul acesta? Eurile noastre epistolare s-au întregostit. La nuntă nu eram noi, Tania și Dan. Erau două ființe de hârtie, două ființe epistolare, cum vă spun. Și ea, neștiind de Alexandru, eu voiam să o inițiez în poezie sau să o conving, să o trag de partea lui. Și practic habar n-am. Știu că m-am pus... Eu țin la ideea de caligrafie, nu atât la modul caligrafic, deci practic, scriptic, la ideea de adunare și de exorcizare a forțelor din lăuntru tău, alchimizarea lor, care când iese în picătura aceea de cerneală pe foaie, este exact cum este perla din scoică, știi? Deci am simțit nevoia și cred că fiecare rând, fiecare vers luat din cartea lui Alexandru și pus pe foaie pentru ea, era cât un act erotic în sine. Eram, și ce formă a luat această transcriere? Pagini una peste alta sau le și legat? Da, le-am copciat, le-am capsat, dar am dat multe. I-am mai transcris și din Hölder, le-am transcris. Era o mi s-a părut bucurie, un lucru nu, extraordinar că, de frumos. Mi s-a părut că esența persoanelor noastre nu se face nici tactil, nici vizual, ci prin texte, prin pagină. Asta a fost o chestie... Da. Sigur, nu știu acum prin tabletă și prin iPad-uri cum se face, dar mă rog. Evident că fiecare generație cu farmecul ei, fiecare epocă cu trăsăturile ei, este primejdios, cred, să radicalizăm foarte mult și percepțiile și gândirea. Mai este un lucru la care aș vrea să ne oprim puțin, de fapt două, pe unul las la sfârșit de tot. Răbdarea, iarăși în discuția cu Ciprian Măceșaru din cartea amintită, te justifici într-un fel că n-ai fost deloc, nu ești neapărat visceral un nerăbdător și că ai dat dovadă de-a lungul vieții de momente importante în care ți-ai dovedit și capacitatea de a fi răbdător. Unul din aceste momente este, sau aspecte, este pescuitul. Este pasiunea pentru pescuit, care înțeleg că te-a marcat an bun. Pe la nu? 8 ani până la 18 ani, da. Deci și chiar an mă bun, și răbdarea acum de a sta la pește. Pentru mine acest lucru este un mister. Îți spun foarte sincer, niciodată nu am înțeles, pe lângă alte lucruri pe care nu le pot înțelege. Serios, acesta. Da? Da. Vânătoarea, curios, deși îmi place să meditez, îmi place să fiu singură, dar ideea de a sta în fața unei undițe la pește, ca să ridic un pește și să se zbată lângă mine. Da, la televizor, la campionatele de snooker, te uiți? Da, mă mai uit. Păi și ăla acolo este un... Parcă este șarpele ca, care spune mereu, look at me. E așa și la unde să stai și te uiți în... A, e o nebunie, e o frenezie, măi. Pe mine m-a îngrozit vânătoarea. Bunica mi-o era vânător. O singură dată în viață, aveam vreo 6-7 ani, mi-a pus pușca în umăr și m-a pus să trag într-un pom de ciori. Și au picat vreo 5 ciori moarte pe Zăpada Albă. Am fost electrocutat, n-am putut. Eu n-am călcat la grădina zoologică decât odată obligat cu școala, dar ideea unui animal, un tigru între gratii, da, mă face să-mi vină să mitraliez tot. Cum să-ți iei o sărbăticiune între gratii? Deci, dar la pescuit n-aveam treabă. Parcă peștii sunt niște floricele, dar ore în șir de noapte de la ora 3, tot ritualul ăla când se ridică cețurile de pe baltă și zboară tot felul de gâze și tăcerea pescuite. Mari spirite au fost mari pescari, știm foarte bine. Nu vorbesc de Sadoveanu, poetul Aivaconschi a fost un mare pescar, în ciuda aurei lui foarte dendri, care îi se atribuia. A fost un mare pescar pasionat. Sigur, înțeleg, este și apropierea de natură care te face să ai răbdarea aceasta de a simți fiecare moment. De pildă, știi de ce ador eu pădurea?
eu marea nu o suport. Marea mă scoate din fire. Pădurea însă mă nebunește. Dar nu atâta prin umblet și prin întuneric și prin miresme. Luminișurile. Luminișurile, oazele astea de liniște, unde se suspendă toate legile firii și unde simți că intri în levitație, astea sunt lucruri care seamănă cu pescuitul și cu când aud toaca, sunt înnebunit de toacă, de zgomotul ploii, de foșnete, sunt un auditiv olfactiv. Și pentru că ne apropiem de final, nu putem să nu evocăm o carte la care eu țin foarte mult, despre care am vorbit mai de mult și cu alte, în alte contexte media. Este vorba despre cartea lui Dan Ce Mihăilescu despre pelerinajul său la Athos. Acest pelerinaj, Dan Ce, din 2000... Eu mă rușinez de el, ce am căutat eu acolo un păgân ca mine. N-ai mai repetat până la urmă pelerinajul. Nu. În 2011 a apărut această minunată carte care are multiple valențe. Cred că tot ce a fost mai rău în mine, sau mă rog, a rămas acolo. Am luat niște lecții, am luat niște palme, niște pumni, am fost călcat, am fost tropăit în vanitate, vanitatea mea. Acolo am aflat că sunt groaznic, că sunt fanfaron, că sunt nesmerit, că tot ce credeam eu... Poate că așa am simțit eu când starețul Efrem de la Vartopedi, la plecare, nu știu ce a avut în cap, ce era pe fața mea, toată lumea era străluminată și a făcut așa un semn, domnul Dan se gândește la o friptură acum, la care eu am explodat, cu mici. E, să spui asta după 10 zile de Athos, poate eu vreau așa să mă auto-hărțuiesc, dar atunci am învățat că înăuntru meu este o nesupunere, este o exagerare, este un cult al excesului, fie bine, fie în rău, ori cer prea mult de la ceilalți, ori dau prea mult, ori mă auto-cheltuiesc mult, într-un fel trăiesc în șocuri. A fost totuși Athos, o formă cred de lecție că vrea de răbdare. Să revin la Athos. Oh, da. A fost o lecție de răbdare pelerinajul la cum, Athos. 10 zile în care să caut biscuiți și alimentare ca să mănânc Pariza și n-am știut că nu se mănâncă decât de 2 ori în fiecare zi. N-am știut, oamenii că îmi iau mâncare de oriunde. A fost ceva de îngroază. N-am știut ce e Athos. Mai bine că nu m-aș fi dus. Acum întrebarea este dacă Dan Ce Mihăilescu se va întoarce la Athos, pentru că ultimul capitol din această minunată carte, pledez întotdeauna și pentru a citi cărți mai puțin recente, spuneam înainte de emisiune, suntem obișnuiți să aducem pe masă ultimele apariții. Noutatea. Dar de ce sunt cărți apărute acum un exact, an, 2, 3, 4, 5, slow, 10? Tot slow. Ce sigur, este un slow? Bineînțeles, pentru că sigur n-avem timp să citim tot ce apare în mod real. Am să închei cu asta câteva motive pentru care m-aș întoarce la Athos și poate Dan Ce se gândește și când se va întoarce la Athos. Toate gravitează în jurul răbdării. Ca să mai simt, de asta dată în cunoștință de cauză, acel amestec excitant de febrilitate, temeri difuze, fierbințeală și îngheț cu care te trezești în zor ca să-ți strecori făptura la liturghie pe tăcute și nemâncate. Senzația stranie a colectivității mute cu privirile fixate pe icoane și auzul integral dăruit slujbei și corului. Ca să mai descifrez o hieroglifă din ființa părintelui Daniil, cu conștiința limpede a faptului că tot ceea ce pentru mine înseamnă sacrificiu de sine, în cazul lui este de fapt suprema eliberare, un triumf pe viață și cu tainica nădejde că biruința lui ar putea lumina oarecum și întunecimile mele, întunecimi nevinovate, cred, opacități invariabil neroditoare. Ca să bat drumurile cu pasul, tăcând îndesat, măcar între câteva schituri, eventual în doi, dar nu mai mult de 3 oameni, tăcând mult și asudând bogat, pentru ca picătura de uzo și paharul de apă să fie într-adevăr mană cerească, toiagul drumeției răbdătoare. Este o profesiune de credință a unui... Nici eu nu mai știam cum se leagă cele două. A unui dornic de răbdare. Dan Ce Mihăilescu, Te vei întoarce la Athos? Cu voia lui Dumnezeu, da. Chiar asta vreau să vedem. Cum vrea. Chiar eu aș fi curioasă să văd cum va arăta următoarea carte despre Athos a lui Dan Ce, dar așteptăm cu răbdare, așa cum am încercat să fim și în decursul acestei emisiuni. Stimați telespectatori, cred că v-am dat o temă de gândire în aceste zile totuși mai relaxate ale trecerii dintre ani. Îi mulțumesc încă o dată lui Dan Ce Mihăilescu pentru prezența în emisiune, dumneavoastră pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!